Nimic nu mai este ușor în Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, iar discuțiile în contradictoriu între primar și tabăra liberală aproape că nu lipsesc. Și la votul bugetului, viceprimarul Pârvulescu și primarul Mircea Gutău au avut dispute pe mai multe teme. Această construcție bugetară urmează tipicul bugetului și din anul 2021, buget care a dus la o creștere a datoriei municipiului Râmnicu Vâlcea prin contractarea de noi credite, prin lucrări de investiții care nu contribuie la dezvoltarea orașului, iar prin bugetul propus pentru anul 2022 este prevăzută suma de 2000 de lei pentru introducerea rețelei de gaze. Vreau să vă reamintesc că primăria municipiului Râmnicu Vâlcea tocmai ce a pierdut un proiect pe fonduri europene cu privire la introducerea gazelor în municipiul Râmnicu Vâlcea, reabilitarea blocurilor se face preferențial, fără o discuție pe termen lung cu toate imobilele care au nevoie de această reabilitare, care, în afară de acel confort termic, contribuie și la o zonă de urbanism acceptabilă și care oferă orașului nostru o altă imagine, motiv pentru care consider că bugetul pentru anul 2022 nu reprezintă dorințele vâlcenilor. Mulțumesc! Dacă priviți, domn președinte... Domnul primar, vă rog. Mi-aș fi dorit să nu iau acest... să nu iau cuvântul, pentru că oricât aș încerca să vă explic, se pare că nu înțelegeți și asta e foarte grav din punctul meu de vedere. Vreau să vă spun că domnule Pârvulescu, nu ați făcut absolut niciun demers legal, așa cum prevede legea, ca să veniți cu o propunere de îmbunătățire a acestui proiect, în calitatea pe care o aveți de viceprimar al Râmnicului, activitate pentru care dumneavoastră luați 174 milioane lunar, și n-ați venit cu absolut nicio propunere. Iar acum să vii în Consiliul Local să spui că e totul ales, că blocurile se fac după nu știu ce, mințiți în continuare și asum ceea ce spun. Ați vorbit de aducerea cu gaze, tocmai s-a pierdut un proiect european. Nu știți, dacă nu lucrați la fonduri europene, nu știți. Acel proiect de gaze pe care l-am supus și în care guvernul dumneavoastră era la guvernare și a spus că absolut toți care depun vor avea bani pentru gaze, s-a dovedit că a fost o minciună liberală spusă în campania electorală. Pentru că noi am făcut proiectul de gaze, în momentul în care a fost proiectul eligibil, a luat 54 de puncte, în condiții similare sunt primarii dumneavoastră liberali, Călimăneștiu, care au luat 56 de puncte și eligibilitatea a fost undeva 6 părți de sus, spunându-ne că nu este pierdut proiectul, că proiectul merge pe Anghel Saline, acolo unde vor fi bani. Deci problema asta, nu încercați să o aruncați asupra noastră, problema este problema guvernului, că nu găsește bani. Asta este adevărul pe care trebuie să-l știți. Deci, că dacă ar fi fost, nu ar fi fost bun proiectul, nu ar fi fost eligibil. S-a muncit enorm și proiectul a fost eligibil. Să vedeți acum să îi mințiți din nou pe vâlceni că bugetul este la fel ca cel din 2021. Păi cel din 2021 l-ați votat, domnule. Ați uitat când am negociat că să vă dau bani pentru Delta Park și n-ați mișcat nimic să vă faceți proiectul pe care îl aveați? Ați uitat? Chiar așa uitați, doamne, că faceți nu știu ce centru de excelență, n-ați făcut nimic, n-ați făcut niciun demers, că faceți o zonă industrială, ce ați făcut? V-am mandatat, n-ați făcut nici numele asociației, nu l-ați obținut. Pentru că nu știți altceva decât să fiți gică contra. Dar să veniți cu măsuri concrete, să veniți cu îmbunătățiri, n-ați făcut niciodată într-un an și două luni. Odată nu ați venit la mine să spuneți, domnule, domn primar, vreau ca în proiectul ăsta să fie prins asta sau asta. Ați venit vreodată să veniți cu o astfel de propunere? Iar acum în Consiliul Local aveți tupeul să dezinformați. Eu credeam că după un an de zile au trecut oftica că ați pierdut alegerile. Că a trecut și deveniți consilier local și discutăm toți, așa cum am discutat în celelalte mandate, că eu am capacitatea de a înțelege și de a negocia cu oricine. Dar aveți ambiția asta să arătați că nu știu ce vreți să arătați. În cele din urmă, bugetul municipiului a trecut cu 13 voturi, cele ale consilierilor de la PSD, USR și PER, liberalii abținându-se de la votul acestuia. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Cine se abține? 8 abțineri. Bun, mergem mai departe. Proiectul este adoptat.
Tot la acest punct a fost votat și bugetul împrumuturilor interne pentru asigurarea finanțării, cofinanțării obiectivelor de investiții de interes public local, precum și altor cheltuieli de investiții pe anul 2022, în sumă de 11.252.500 de lei, precum și utilizarea diferenței din excedentul bugetului local în sumă de 18.163.833 de lei, respectiv a sumei de 16.146.076 de lei, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare.